Golgota este amintirea acelui nume glorios care salvează omenirea și realizează mântuirea, Emanuel, Iisus Hristos. Golgota, toți am auzit, căci este punctul definit de unde se formează o cale ce schimbă legile morale cu noi efecte vizuale și un intelect desăvârșit. Golgota, așa privită în schemă, rezolvă cea mai grea problemă. Abrogă un cod sever de legi, reglementează o extremă, prin har, prin legea cea supremă, se șterge vina lumii întregi. Atunci când omul a căzut, denaturat de Belzebut, prin arbore atractiv la roade, s-a întocmit acest statut, iar vremurile au trecut în funcție de perioade. Până când a fost trimis din cer cel mai nobil caracter, Iisus Hristos, unicul Fiu al Dumnezeului cel viu. Și pentru a lumii întreg destin, Iisus e Salvator divin. Cum l-a prezis chiar și Caiafa, o spun profeții cu suspin, cuvântul lor e da, amin, în besnă s-a făcut senin, iar Duhul Sfânt și-a pus parafa. Înlocuind vechiul Talmud cu noile orânduiri, azi de la nord și până la sud, se publică și se aud aceste reconstituiri ce le-a gândit Cerescul Tată cu omenirea ruinată. La cruce s-a evaluat salvarea noastră din păcat. Aici s-a reconstituit destinul nostru prăbușit. La cruce să venim la Domnul cu credință, veniți cu lacrimi de căință, El merită recunoștință din partea noastră a tuturor. Să curgă lacrima și voi de ce a făcut El pentru noi. La Golgota, atunci când vii, te angajezi și te înscrii prin dragostea care ne leagă de El pe o veșnicie întreagă. Tot ce se alege pentru cer, Golgota e punctul de reper. Golgota reprezintă viața și soarele cu raze sfinte, lumina ce alungă ceața și îndoielile din minte, izvorul apelor divine și cumpăna înțelepciunii. Mulți însetați trec pe la tine, dar se adapă numai unii. Golgota-i poarta, siguranța, Golgota-i scara către cer. Aici a încolțit speranța din bobul marului mister. Aici e moartea condamnată ce-a luat tribut greu de la noi, iar bicile de altă dată le arde jertfa prea curată a marelui păstor de oi. Apoi cenușa rezultată din tot ce a fost păcat și pată, simbolic este aruncată afară în buncăr la gunoi. Golgota este un atestat în marea luptă ce s-a dat a colpec dealul căpățânii că să salveze toți păgânii. Aici a fost evenimentul care îl confirmă testamentul. S-a dat pentru a lumii viciu decizia negrului supliciu spre a contempla în tot momentul. Golgota este evenimentul celui mai mare sacrificiu. Golgota este amintirea acelui nume glorios care salvează omenirea și realizează mântuirea, Emanuel, Iisus Hristos. El s-a lăsat zdrobit de lideri, călcat la stâlpul infamiei, ca să ne facă pe noi liberi, descătușați de orice robie. Golgota-i tronul libertății, loc al eternului repaus, un turn în mijlocul cetății ce face ordine în haos. Golgota-i axa veșniciei, toți gravităm în jurul ei, o stea în centru galaxiei ce-a răsărit pentru iudei, dar se uscară niște ramuri și-au fost tăiate din măslin. Credința a trecut la neamuri să fie numărul deplin. La cruce, Dumnezeu și omul se întâlnesc și se împacă. Aici este aerodromul cu pasagerii care pleacă din nou spre casa părintească, Edenul care l-am pierdut. Hristos vrea să ne mântuiască, să fim din nou ca la început. Aici nu-i Eva vinovată, nici șarpele acuzat mereu. Oglinda crucii ne arată că devenim la judecată. Erai și tu, eram și eu, dar glorie și osanale să fie aduse acelui și ne-a ieșit la toți în cale și vina mea și a dumitale el a luat asupra lui. A trebuit ca el să moară ca să ne scape din infern, iar viața aceasta care zboară și în țărână ne coboară,
când va veni a doua oară s-o prelungească în etern. O, n-avem buze, n-avem grai, spre mulțumim în orice moment de acest măreț eveniment. Și ca să nu dăm faliment, hai să ascultăm de testament. Și cu acest deziderat, dacă doriți cu adevărat, a cerului împărăție, eu vă felicit prin poezie, închei subiectul recitat și vă doresc anticipat mult har legat de o veșnicie. Amin.